Bun găsit la știrile din sport. Echipa de hockey pe gheață Corona Wolf Brașov a câștigat meciurile restanță cu Steaua, partide ce au contat pentru campionatul național și privesc acum cu încredere spre meciurile cu Dunărea Galați și Mați Budapesta. În altă ordine de idei, oficialii clubului brașovean au montat în patinoarul olimpic din Parcul Tractorul un sistem de asistență video pentru arbitri. Corona Wolf Brașov a câștigat partida disputată miercuri seara la Cârța contra celor de la Steaua București cu scorul de 7-3. Pentru trupa condusă de la Crow, punctat Fodor, McGregor, Trancă, Borș, Matias Biro, Gheorghe Biro și Levente Joc. În cel de-al doilea meci, lupii s-au impus după prelungiri cu scorul de 3-2. Echipa de sub tâmpa a avut parte de un meci în care le-a fost anulat un gol perfect valabil după ce pucul a străpuns plasa porții steliste. Golkiperul gazdelor Catrinoi a prins aproape o zi perfectă și astfel Steaua a adus disputa cu Corona în prelungiri. Matias Biro a punctat de două ori pentru Corona, iar Tomaș Klemp a înscris în prelungirile partidei pentru victoria brașovenilor. Corona Wolf Brașov este pe prima poziție a ierarhiei interne și ocupă locul 4 în Liga MOL. Lupii lui Lacroa vor juca sâmbătă pe propriul teren contra celor de la Dunărea Galați în campionatul intern, iar luni vor primi vizita formației Mați Budapesta în Liga MOL. Suntem neînvinși în ultimele 6 meciuri și trebuie să menținem acea stare de spirit și în jocurile care urmează, cu Dunărea Galați și Mați Budapesta. Meciul împotriva Galațiului va fi unul destul de interesant, pentru că ei doresc să urce pe locul al treilea în campionat și mai mult ca sigur vor aborda un stil de joc provocator. Meciul cu Mați este de o importanță deosebită, deoarece și ei în Liga MOL au șansă de a urca în clasament. Am câștigat de 3 ori împotriva lor în acest sezon, dar fiecare meci a fost câștigat la un singur gol diferență. Va fi un joc interesant și cu siguranță vom vedea un meci de calitate deosebită. Hocheiștii brașoveni se antrenează cu zâmbetul pe buze și au timp să facă și glume. Partidele cu Dunărea Galați și Mați Budapesta se vor juca sâmbătă și luni de la ora 18:30 în patinoarul olimpic din Brașov. În altă ordine de idei, oficialii brașoveni au montat în patinoar sistemul Video Goal Judge, care îi va ajuta foarte mult pe arbitri. Acest sistem va veni în ajutorul arbitrilor, practic, și va mai elimina din, din eventualele speculații care se fac pe golurile nevalidate, pe golurile din plasă, pe, ce ar mai putea fi. Clubul brașovean a fost ales de Federația Maghiară de Hockey pe Gheață pentru a implementa acest sistem, iar costurile au fost suportate de maghiari. Un sistem asemănător a fost instalat și la patinoarul Vacar Lajos din Miercurea Ciuc. Firma care s-a ocupat de instalarea Video Goal Judge System este una dintre cele mai importante din Europa, ea având contracte cu Comitetul Olimpic Internațional și cu marile federații de specialitate din întreaga lume. Poloiștii Coronei au băgat la apă pe rivalii de la Viitorul Cluj. Juniorii 2 ai clubului brașovean au câștigat primul meci disputat în cadrul turneului de calificare al campionatului național de polo pe apă. Elevii lui Florin Turcu mai au încă 5 meciuri până la calificarea la turneul final. Echipa de polo pe apă Corona Brașov a debutat cu dreptul la turneul de calificare din campionatul național de junior 2 Zona Nord. Trupa condusă de Florin Turcu a câștigat clar cu scorul de 8-4, pe reprize 4-2, 2-1, 2-0 și 0-1, meciul cu Viitorul Cluj. Brașovenii au dominat cu autoritate partida și nu s-a pus în niciun moment problema echipei câștigătoare. Pentru Corona au marcat Vlad Tampa și Manuel Cluj câte 2 goluri, iar Bogdan Barbu, Dan Staicu, Călin Bornoz și Mihnea Grășdieru câte o reușită fiecare. Trupa brașoveană va juca sâmbătă de la ora 11 contra celor de la Torpi Târgu Mureș, iar de la ora 17 întâlnește Crișul Oradea. Duminică dimineață de la ora 8, poloiștii de la Corona susțin ultimul meci al turneului de calificare împotriva formației Clubului Sportiv Școlar 4 Chișinău. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme.